Klaus Iohannis, președintele României, a convocat CSAT-ul pentru săptămâna viitoare. Cel mai probabil, joia viitoare, se va decide dacă România va acorda sau nu sistemul militar Patriot către Ucraina. În cadrul ședinței CSAT vor fi analizate și alte teme de actualitate din domeniul securității naționale, a transmis administrația prezidențială. Problema este de actualitate cu siguranță și eu voi convoca o ședință a CSAT-ului pentru săptămâna viitoare, joi, ședință unde probabil se va discuta și această chestiune. Președintele Klaus Iohannis a anunțat că va convoca joia viitoare o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, iar pe masă ar urma să se discute dacă România va acorda sau nu sistem militar Patriot către Ucraina. Cu câteva săptămâni în urmă, președintele Klaus Iohannis a afirmat, chestionat cum vede ca România să cedeze o baterie Patriot, că nu acceptă sub nicio formă ca România să rămână fără apărare antirachetă și fără apărare antiaeriană. Infrastructura României este pregătită pentru un asemenea scenariu? Infrastructura României astăzi este mai bine pregătită decât acum, 10 ani, decât acum 20 de ani, dar mai este mult de lucru. Declarația șefului statului vine în contextul unei întrebări despre faptul că sunt vehiculate informații potrivit cărora NATO dezvoltă mai multe coridoare terestre pentru a putea trimite rapid trupe și blindate americane pe linia frontului în cazul unui conflict major cu Rusia. Românii vor să fie apărați și românii sunt apărați de NATO. O a doua chestiune pe care am atins-o eu, dar și ceilalți vorbitori, sprijinul pentru Ucraina și am reiterat ceea ce am spus de multe ori și acasă. România sprijină Ucraina, România este alături de NATO, de Ucraina, împreună cu ceilalți aliați din NATO, atât timp cât va fi nevoie.